După amiază și imperiala sa singurătate și tandrețea alizeilor sale și aura sa cutezătoare, nimic să nu vină, nimic să nu plece, toate frunțile libere, iar ca sentiment un cristal. Aceste versuri au devenit o emblemă a stării poetice, a libertății interioare, exprimând un triumf al spiritului, al purității artei. Ele vin din spațiul Eladei, matrice a civilizației europene, creuzet al miturilor. Ele vin din tăcerea misterioasă a Peloponezului, din marea tăcută a gândurilor. Odysseas Elitis, autorul lor, exprimă în opera sa nu doar Elada miraculoasă, trezorierul tăcut al istoriei, al inconstanțelor și dezamăgirilor, al avânturilor și chimerelor, ci, prin intermediul spațiului ei mitic, el se identifică într-un fel cu modul poetic de a fi. De aceea, rostindu-i versurile, imaginea Eladei se așterne parcă de la sine, înălțându-se imediat către trăirea pură. Iată-mă deci pe mine, cel plăsmuit pentru micile core și insulele Egeii, cel îndrăgostit de tresărirea cerbilor și inițiat al frunzelor de măslin. Păutorul de soare și ucigătorul lăcustelor, iată-mă pe mine, în fața veșmântului negru al celor hotărâți. Limbă mi-au dat elinească și ca să umilă pe țărmurile lui Homer, singura-mi grijă limba mea pe țărmurile lui Homer. Acolo mulțime de pești, ierburi bătute de vânturi, curenți verzi în albastru, câte am văzut, aprinzându-se în măruntaiele mele, bureți, meduze, cu primele cuvinte ale sirenelor, scoici trandafirii, cu primii negri fiori. Acolo rodii, gutui, zei oacheși, unghi și veri, golind uleiul în imensele chiupuri, și adier dinspre lungă aducând parfum de răchită și tresti, iarbă neagră și rădăcină de piper, cu primul ciripit al cintezoilor, dulci plasmodieri, cu primele slavă ție. Grecia înfierbântată de soarele verii, Grecia măruntelor sate și întinderi prăfoase, Grecia templelor și acropolelor, Grecia săpată în piatră, respiră în fiecare vers, îndemnând la înălțare prin gând, dincolo de pragul imediatului, dincolo de suferința unui azi trecător, dincolo de piedica bolnavă a micimilor de toate felurile.